Haideți să explicăm ce înseamnă această acreditare CONAS. Cum se face? Câte niveluri sunt? Acreditarea, vreau să subliniez că, în primul rând, este diferită față de autorizarea spitalelor. În primul rând, avem obiectiv principal pacientul. Deci, toată acreditarea se axează pe pacient de la internare prin tratare în unitatea spitalicească până la externare. Deci este vorba de calitatea serviciilor oferite pacientului. Se axează pe trei piloane importante: sistemul de management al calității, organizarea serviciilor de îngrijire și, bineînțeles, îmbunătățirea practicilor medicale. Deci aceste trei piloane sunt la care se bazează sistemul de acreditare al CONAS. Și care sunt posibilitățile? Ce niveluri există? Deci nivelul cel mai ridicat este nivelul acreditat. Nivelul mediu este acreditat cu încredere medie, cu încredere ridicată, mă scuzați, și cel mai mic nivel de acreditare este cu încredere medie. Aceste trei categorii sunt care îndreptățesc spitalele ca și după data de 31 decembrie 2015 să acceseze fondurile de la Casa de Asigurări. Cei care nu iau acreditarea sau este neacreditat, acest drept nu o să mai aibă. Poate un spital care, să zicem, are o acreditare de nivel mediu, încredere medie, să solicite ulterior un upgrade, să zic așa. Sigur că se la poate. Ce termen? Sigur că se poate. Deci acreditarea este valabilă 5 ani de la data obținerii. Dar dacă vreau o updatare a situației la momentul acreditării, bineînțeles, cu toate taxele plătite și cu o pregătire adecvată, poate să solicite acest lucru. Și în funcție de încărcarea în timp a spitalelor la CONAS, se poate vorbi despre asemenea updatare. MedLife, ce ar trebui să facă practic spitalul pentru a obține acreditarea asta? MedLife a trebuit să facă un efort conjugat al echipei manageriale și, sigur, al echipelor implicate în acest proces, de a depăși un număr semnificativ de item implicați, aproximativ 2400. Sigur, am avut o capacitate de a anticipa că va fi un efort și ne-am pregătit în acest sens. Ne-am asigurat, observând site-ul CONAS-ului și criteriile pe care ar trebui să le îndeplinim, asigurat că mergem în această direcție. Și am trăit 3-4 zile ale vizitei de acreditare foarte intense, zile de 10-12 ore de lucru împreună cu Comisia de Acreditare, în care am verificat, și dacă vreți la nivel de hârtii, dar și la nivel de observare directă, au fost verificați toți parametrii noștri de funcționare. A fost un efort semnificativ, un efort la care nu ne așteptam să fie de această intensitate, însă având dorința de a performa și de a ne distanța de ceilalți, fie spitale de stat sau spitale privat, am încercat să o facem cât mai bine posibil. A existat o evaluare la nivelul pacienților, în sensul că, nu știu, a existat chestionare sau cum au fost întrebați pacienții de cât sunt de mulțumiți sau știu eu? Cum face comisia treaba asta? Deci există un indicator de satisfacție a pacienților și, bineînțeles, că se iau și interviuri de la un anumit număr de pacienți.
despre gradul de satisfacție a pacientului. Okay. Și cum se traduce ulterior o acreditare? Mă știu, mă refer poate tarife sau nu știu, numărul de medici poate să crească, va fi concurență mai mare pentru cei care vor să angajeze la un astfel de spital, știu eu. O acreditare aduce garanția, până la urmă, garanția calității funcționării acestui spital. Iar pentru noi e o mare mândrie să nu să avem curaj să spunem adevărul. O astfel de acreditare poate aduce și pacienți în plus și sperăm să fie așa, ceea ce pentru fiecare medic va însemna o cinste obrajului suplimentară să fie căutat și din această perspectivă, va însemna un flux mai mare de pacienți, să nu uităm că un medic valoros își dorește să-și dedice cât mai mult timp pacienților, îl interesează să aibă 2-3 intervenții chirurgicale pe zi sau chiar mai mult. Și este posibil ca datorită fluxului mai mare de pacienți, având și venituri aferente respective, să se răsfrângă și asupra, dacă vreți, a câștigurilor spitalului, oamenilor din spital, personalul din spital, inclusiv al medicilor. Asta este o dorință. Iar la nivelul tarifelor percepute pacienților? Să știți că un spital care are un aflux mai mare de pacienți va putea să propună ori mult mai multe, dacă aveți promoții până la urmă, sau un tarif pe anumite intervenții redus. Independent, dacă vreți, de zona de contractare, un tarif per cash, per pacient. Și să mai lămurim un aspect, spitalele de stat, spitalele private sunt aceleași criterii de evaluare și același sistem. Trebuie să se înscrie spitalul ca să fie acreditat, nu? Bineînțeles, deci sunt aceleași criterii, aceiași indicatori, deci noi lucrăm cu aceeași unitate de măsură, indiferent de ținătorul spitalului. Rezultatul final, tot la fel, deci este făcut sub aceeași unitate de măsură. Aveți niște cifre câte spitale sunt la nivelul acreditat private și de stat? La sfârșitul anului 2011 am avut în total 5 spitale acreditate, din care 4 spitale au fost spitale publice, și un spital era spital privat, toate au fost cu nivel de acreditat. La sfârșitul anului 2012 am avut o diversitate mai accentuată, în sensul că am avut 28 de spitale acreditate în total, din care publice au fost 19 și private 9. Nivelul maxim acreditat am avut la 13 spitale publice și 7 spitale private. Nivel de încredere ridicat am avut 3 spitale publice și un spital privat. Nivel încredere medie am avut 3 spitale, tot 3 spitale publice și un spital privat. Deci deja este o dispersie în acest sens. Se observă o dispersie în acest sens, deci nu toate sunt acreditate la nivel maxim și nu toate sunt, cei care sunt la un nivel inferior, nu toate sunt spitale publice. Procedura cât durează? Deci procedura în sine, în funcție de mărimea spitalului, durează de la 3 zile până la 5 zile. Dar acesta înseamnă o muncă de 10-12 ore pe zi. Perioada de pregătire a spitalului poate să dureze de la 3 până la 6 luni înainte. Deci nu este o operațiune punctuală. Deci este un proces, de aceea se și numește procesul de evaluare, deci este un proces destul de îndelungat. Este o conlucrare între spital și CONAS, care se culminează, să zicem așa, cu obținerea certificatului de acreditare. Deci acesta este punctul final.